Scandal la Opera Națională din Iași, fosta contabilă în prezent economist al instituției, acuză că Beatrice Rangea a cheltuit discreționar 400.000 de euro din rectificarea bugetară primită de la Ministerul Culturii. Ieri, Vlad Mărculescu, prim-solistul de balet al Operei din Iași, a transmis un mesaj pe o rețea de socializare în care și-a exprimat frustrările față de activitatea instituției. Vlad Mărculescu a confirmat și o parte dintre zvonurile legate de promovările din instituție, susținând că acestea nu se fac întotdeauna pe criterii de meritocrație. Și revenim la situația din operă. De fiecare dată când am avut o părere sau ceva de spus, mereu eram amenințat subtil că vom avea de suferit ori pe baza contractului, ori că vom fi sancționați. Alte personaje care au avut ceva de spus, pe o listă de 20-25 de oameni, care au plecat, care au fost dați afară și niciodată nu, când cineva a avut ceva de spus, a fost pus la pământ, fie de direcție sau de șeful de compartiment. Prim-solistul a mai spus că nu intră în discuții despre contabilitate, însă a auzit de la fosta contabilă a instituției că ar fi nereguli și în privința unor contracte. În momentul de față, taberele sunt împărțite în felul următor. Sunt personajele care au fost promovate, din punctul meu de vedere, fără o bază profesională și ilegal. Sunt personajele care, dacă acum le scoți pe scenă, nu ar putea să danseze. Și cam asta e lupta. Eu nu aș putea să declar acest lucru, dar sunt sigur că se întâmplă nereguli. De exemplu, ziceam, auzit de la doamna contabilă că au fost niște bani vis-a-vis de dat foarte mult în costumele pentru cinușera sa. Iar noi în cinușera sa am făcut cu costumele, o parte din costumele am folosit din spectacolul de cinușera sa vechi. Și la fel s-a folosit și decorul. De când eu am venit în Iași și am venit aici ca să facem un decor formidabil, să dansăm frumos, nu să folosim când sunt bani în instituție, să folosim costumele la alte spectacole și decorurile. Asta mi se pare așa de... orice critică. Managerul Operei Iași, Beatrice Rancea, a fost contactată telefonic pentru a comenta acuzațiile aduse, însă aceasta nu a răspuns.